Bună ziua! Din nou am luat contact cu și am fost dezamăgit de piața auto din România. Deci, ce să vă zic, am cumpărat o Fiesta. Din nou, am cumpărat, tot timpul eu cumpăr un Ford. Da, e inevitabil. Dar nu asta e important. Am tot căutat mașini pentru diversi oameni, pentru urmăritori de pe YouTube, pentru rude, pentru prieteni de-a lungul timpului, na. Până acum ceva ani, mai ales înainte de pandemie, ziceam întotdeauna că e mai bine să pleci în partea elaltă, uneori chiar și dacă nu avea logică din punct de vedere economic. Adică, cheltuielile pentru a te duce să cauți o mașină în Germania, de exemplu, și să vină apoi cu ea, erau, să zic, la nivel de 1.000-1.500 de euro. Dacă tu vrei să cumperi o mașină de 2.000 de euro, practic nu avea rost, pentru că dădeai 2.000 pe mașină și 1.500 s-o iei, adică ajungeai cu ea la 3.500, plus că vedeai că aici la noi erau mai ieftine de atât mașinile. Știu, e aceeași dilemă, domne, cum poți să spui că e o mașină proaspăt adusă din Germania, tu o vinzi în România cu 5.000 de euro și în Germania e pe toate site-urile cu 6.000. Adică du-te după ea, du-o, vină încoace cu ea, bagă banii, ține-i blocați. Vorbim aici, bineînțeles, de cei care fac asta pentru profit, da, ca un job. Adică omul ăla investește 5-6 mii de euro într-un bun, într-o afacere, contează că e mașină sau altceva, și de acolo trebuie să-și pună și el un adaos să și trăiască, da? Să-și asume niște riscuri, să-i se poată întâmpla ceva, poate să ia țeapă, poate să îi se strice mașina pe drum, poate să aibă probleme și, practic, din diferența aia, el trebuie să și trăiască, să și îi vină un profit considerabil, că așa mai bine bagă banii la bancă, da? Și așteaptă dobândă, deci nu are rost doar de amorul artei când face asta ca un job, ca o afacere. Deci gândiți-vă că alea sunt mașini care probabil au valorat 2.000 de euro, le-a adus omul cu 3.000 aici, le-a reparat până la 4.000 și le vinde vouă cu 6.000 ca să aibă și el 1.500, un profit cât de cât, din care să poată să-și acopere și riscurile, să-și plătească și cheltuielile, să-i rămână și lui ceva, ca să facă asta în continuare, da? Ei, odată cu pandemia s-a cam dus opțiunea asta cu plecat în Germania, s-a cam dus. De ce? Aveai voie să pleci, mai complicat, mai cu certificat, mai cu vaccin, mai cu alea, dar problema era acolo, pentru că era mai greu să te cazezi, era mai greu să te descurci pe acolo, era mai greu să-ți iei numere de export, să vii cu mașina înapoi, mai erau cozi prin vâm, mai stăteai pe la cozi, s-a cam dezobișnuit lumea de treaba asta. Iar acum, în ultimul timp, au crescut cheltuielile foarte mult. Motorina s-a scumpit, taxele de drum, hotelurile, mâncarea și așa mai departe. Deci eu estimez că acum să te duci până în Germania 2 inși cu o mașină, să umbli, să cauți o mașină, să o și găsești cât de cât repede, da? Să nu faci cum am păsit eu de-am căutat o săptămână după ea, când am luat Mondeo, cred că fără 2.000 de euro, vorbesc de cheltuielile, să și vină apoi cu mașina pe care o cumperi, da? Să bagi motorină și în aia, să-i cumperi și la taxe de drum, în caz că mai ai mici retușuri de făcut pe la aia, să zic, nu știu, nu-i merge un far, nu-i merge un bec, mai trebuie să-i mai pui lichid de parbriz, trebuie să-i mai pui ulei, că, na, să fim serioși, adică nu cumperi o mașină perfectă, că dacă era o mașină perfectă, ăla nu mai vindea. Da, mașina pe care o cumperi tu a fost vândută de cineva. Pentru ce a vândut-o? Pentru că a avut ceva neajunsuri, da, o mică problemă, să zic. Știți că v-am mai povestit, eu am cumpărat mașini fără baterie, mă rog, cu baterie moartă și a trebuit să le cumpăr o baterie de acolo. Bine, cât a fost? 50-60 de euro, nu e un capăt de țar. Am cumpărat mașini fără castofon. O să ziceți, ce-ți trebuie castofon? Îți trebuie 10, 12, 15, 20 de ore de condus până acasă, e drăguț să ai și tu o muzică acolo. Hai să zic, acum în era modernă, poți să dai drumul la telefon, da, sau de cam nasol, poți să-ți iei o boxă Bluetooth, să o pui în mașină, mai dai și pe aia 20 de euro, da? Ok, dacă e o mașină modernă, îți trebuie castofonul mașinii, dar nu cum era pe vremea mea, castofoane de alea undinde, decât îl băgai acolo și puneai mufele și mergea, cam nu prea e de ales, adică nu o să stai, du-te la dezmembrări, ia castofon, vezi ce are, dezmembrează bordul, repară castofon. Mergi așa și fără castofon. Ce să faci? Viața e grea. Da. Eu zic că fără un 2.000 de euro nu cred că scapi și atunci trebuie să-ți bugetezi treaba asta și să îți faci calculele bine. Adică uneori eu cred că merită acum poate de la o mașină de un 7.000 așa,
zic că ar merita să te duci în Germania după ea. Chiar dacă vei și mai scump decât o mașină din România, poate ai șansă să nimerești o mașină un pic mai ok pe acolo. Da? Treaba cu cumpărat o mașină de la proprietar din Germania s-a mai discutat, e destul de dificil. În general e bine să ai pe cineva acolo în Germania să-i sune pe ea, ca să-i sune cu număr de Germania și să vorbească cu ei cât de cât nemțește, nu românizat, da? Așa, ca să aibă aia încredere să apuce cu tine. Că oamenii aia nu stau să-ți vândă ție mașină, să mai negociezi tu 50 de euro, mai pierde aia timpul. Pe 50 de euro mai bine mai stă o jumătate de oră la servici și face pe aia și gata, adică nu stă să pierdă timpul după tine. Și alea majoritatea sunt luate de parcurile auto din Germania, pentru că aia de cât sună, alo, bună ziua, mașina cu tare, da, putem da ta pe ea, venim și o luăm în 10 minute, îți o luăm din fața porții, ți-o radiem, nu te mai interesează pe tine nimic, noi îți facem acte, la revedere. De atunci mulți preferă să facă treaba asta, iar tu vei cumpăra mașina aia mai scumpă câteva mii de euro după ce a fost ușor cosmetizată dintr-un parc. Eu am pățit treaba asta. Când a fost să-mi iau Mondeo, am văzut un Mondeo negru, parcă văd și acum, negru, break, extraordinar, direct de pompe funebre. Am văzut un Mondeo negru, variantă cu opțiuni, cu grie, cu crom, așa, în jurul, cu încădurătură de aia de crom în jurul geamurilor, mă rog, dădea bine, știi, negru ăla cu geamuri ionizate și cu crom, așa, dar nu au răspuns la telefon. Cei de la reprezentanță, eu când am sunat, deci a apărut anunțul, eu l-am văzut seara târziu, am sunat dimineața la prima oră, n-a răspuns nimeni, era oricum relativ aproape, oricum nu eram în căutare de mașină, să aibă până acolo 70 de kilometri, hai până acolo să vedem care-i treaba. Ei nu răspundeau pentru că erau în curte să vândă mașina. Practic veniseră unii de la un parc auto, mașina nu pornea, că de asta era și mai ieftină. Nu am zis că eu o fac, nu contează, o pornesc eu. Așa. Ei se chinuiau să o pornească, erau reprezentanță Ford chiar și se chinuiau să o pornească. Și le-am spus, bă băieți, dacă nu vă mai place voi, erau niște proprietari de parc auto din Germania, am spus, bă, băi, dacă nu reușiți să o porniți sau nu vă mai place, o iau eu, nu niciun problemă, eu iau și nepornită, n-are nimic, o fac eu. Nu o făceam acolo să plec cu ea pe roți, plecam cu mașina care eram și o trimiteam cu platforma și o rezolvam în România. Adică ce putea să fie, un calculator de motor sau un motor? În România o rezolvai repede, nu era asta o problemă. Așa, până la urmă ori s-o pornească, au luat-o și am văzut mașina aia pusă peste câteva ore pe site-ul celorlalți, da, erau la 102 de kilometri. Parcul auto cu vreo 2-3 mii de euro în plus la preț. Deci cam asta este, cam asta se întâmplă. Ei, dacă totuși nu vă puteți duce în partea elaltă, nu aveți treabă pe acolo, nu aveți ceva rude la care să stați sau care să vă ajute sau așa, sunteți obligați să vă chinuiți în piața auto din România. Piața auto din România e cam nasoală. Eu prefer să nu mă duc prin parcuri. Ultima mașină în afară de asta pe care am luat-o, am luat-o dintr-un parc de pe centură din Craiova, pentru că am fost să văd vreo 3-4 mașini de la proprietari, așa, de la privați, cum vrei să zici, în România, de pe site-urile de anunțuri auto până la urmă luate sau de pe Facebook Marketplace, și am fost total dezamăgit. Adică una, vorbești cu omul la telefon, nu te înțelegi cu el, nu e disponibil, nu răspunde la telefon, când îl suni, domne, uite, mașina cu tare, mai e disponibilă, uite, spuneți-mi și mie cu tare, da, domne, ce mai bună mașină, domne, să n-aibă rugină. N-are, domne, n-are gram de rugină. Domne, de unde e mașina? Din Austria. Păi și rugină? N-are, domne, gram de rugină, sau din Danemarca, sau din Suedia, adică de unde știm toți că sunt mașinile terminate de rugină. Așa. Dom'le, rugină, nu, dom'le, n-are gram de rugină, te duceai să te uiți la coaptă de rugină. Mă, vere, nu ți-a zis, pă, ce vrei, că nu e nou. Da, corect, lor reconvenea, pentru că tu făceai deplasarea și v-am spus, dacă faci câteva deplasări și prin țară, o să vezi că e posibil să te coste la fel sau mai mult decât o deplasare în altă țară. Bineînțeles că nici în altă țară nu umblă câinii cu ovrigi în coadă, nu e nimic garantat, dar na, asta e filozofia mea, cel puțin. Acum, vă spusei, m-am lovit de destul de multe probleme. Vei observa că oferta de mașini e relativ redusă. Adică, dacă cu câțiva ani găseai, să zic, nu știu, Ford Fiesta de ăștia, găseai 50 de mașini în toată țara, acum vei vedea că vei găsi poate 20. Și o să zici, ok, bine, din ăștia 20 să mă uit să văd care-i treaba. O să observ că prețurile sunt foarte mari. Bine, că totul s-a scumpit, avem inflație, mai ales la mașini, știu că nu ne mai putem duce după ele să le luăm, nu se mai vând atât de multe mașini noi,
implicit nu mai sunt atât de multe mașini SH. E economia într-o stare mai proastă acum și nu-și mai cumpără mașini, lumea așa de multe mașini. Eu, da, ok, înțeleg treaba asta. Dar eu am luat o Fiesta din asta, de Italia, 1.4 GPL de fabrică din 2009, am luat-o în 2019, adică când mașina avea 10 ani, cu vreo 2000 și ceva de euro din Italia. În România erau 3000 și ceva de euro, da? Am avut drum în Italia, am luat pe viitorul proprietar după mine, ne-am găsit o mașină și a luat-o omul, i-a venit cu platforma, matriculat-o, am reparat-o și circulă și acum cu ea și foarte mulțumit. Dar acum am văzut că în România mașinile de genul ăsta, în primul rând că nu prea le găsești, sau dacă le găsești, sunt 3.500-4.000 de euro. Neînscrise sau, mă rog, pe alea înscrise 3.500-3.700-4.000 pe acolo. Adică sunt mai scumpe acum după 4 ani decât erau acum 4 ani, mașina cu 4 ani mai veche, practic, da? Mă rog, asta este. Ce e nasol că în momentul în care te vei apuca efectiv să contactezi acei oameni, vei vedea că de fapt oferta e foarte redusă. Adică la majoritatea mașinilor la care sun să zic la 5 mașini, da? Sun la 5 mașini, o să vezi că dacă răspund 2 din 5 e bine, hai să zic că te mai sună unul din aia 3 de n-au răspuns, te sună el mai încolo, da? Alo, bună ziua, mai e valabil anunțul? A, nu, s-a dat. Când s-a dat? Acum 2 săptămâni. Păi și anunțul? Am uitat să-l scot. Bravo. Sau, mai e valabil, da, dumne, valabil, nu știu ce, vreau să vin și eu să vă mașina. Scrie aici că e în, nu știu, Giurgiu, dau un exemplu, da? Scrie că e în Giurgiu. A, nu, eu sunt din Giurgiu, dar mașina e la Iași. Păi și eu ce fac? Eu unde vin să o văd? A, păi pot să vin eu cu ea, că eu mai trec pe la București, dar numai de Paști, dar numai noaptea. Adică niște situații, niște imposibile. Scrie-mă și tu acolo, că de-aia e dată pe site-urile de anunțuri, de-aia e dată o adresă, nu? Adresa ta fix din fața blocului, da? O zonă geografică relativă, da? A, altă problemă cu zona geografică relativă. Scrie acolo, mașina unde este? În Craiova, să zic, da, aici la noi. În Craiova, ok. Când vorbești cu omul, spune, da, dumne, vin o să o vezi? Da, dumne, vin și eu, la cât să vin? La 9, ok. Dați-mi adresa. A, păi nu, că mă sun când apropii de Craiova, bine, vă sun că mă am 15 minute. Ok, pui pe GPS, te duci acolo, ajuns să zic la 8:30, mai 15 minute până în Craiova, îl sun pe om. Tu mai am 15 minute până în Craiova, unde vin? A, păi uite că îți dau eu acum locație, îți dau eu adresă, pac, când vezi, nu știu, încă 40 de kilometri. Bă, dar unde e asta? A, păi e lângă Craiova, băi, e lângă Craiova 40 de kilometri, aia nu mai e lângă Craiova. Da? Deci am pățit. Așa am făcut cu mașina asta, de exemplu, da? Era vorba că e lângă Buzău, că vezi că sunt numere de Buzău, e vorba că e în Buzău, când m-am apropiat de Buzău, mi-a dat omul locație, nu știu unde, pe la țară, 29 de kilometri, adică, mă rog, hai că nu e un capăt de țară că te mai duci, adică am bătut 350 de kilometri de la Craiova la Buzău, n-am mai mers încă 20 până la mașină, n-a fost asta o problemă, da? Mă enervează situația asta, știi? Adică spune, bă, vre, da, ok, eu stau undeva lângă orașul ăsta mare, normal, dacă îmi spui satul cu tare, n-am de unde să știu. Dar un oraș mare de reper, da, eu stau undeva lângă orașul ăla la 20 de minute sau o chestie din asta. Da? Sunt foarte multe anunțuri greșite, ceea ce îți face foarte greu să le filtrezi. Adică, dacă tu cauți Ford Fiesta după 2009, da, generația asta s-a făcut din 2008, practic în 2008 a fost ultimul an din generația veche, primul an din generația asta. Majoritatea sunt 2009, nu prea găsești 2008 așa, găsești varianta veche. Vrei o Fiesta din 2009 până în 2012, când în 2012 a făcut facelift-ul, seamănă, are grila aia ca de Aston Martin, așa. Vrei din 2009 până în 2012, pe benzină, cu motor mai mare de 1.3, pentru că pe asta s-a pus 1.25 și 1.4. Bine, și 1.6, dar alea sunt mai rare. Cel de 1.25 e cam amără, dacă îi mai dai și drumul la aceu, el practic e cam la fel, motorul e doar, sunt pistoanele puțin mai mici sau cursa puțin mai scurtă. Nu sunt sigur, dar nu prea are znagă, are, nu știu, 60 de cai, adică e cam amărât. Ăsta de 1.4 de 98 de cai, bine, are 98 de cai pe varianta cu gaz, mi se pare chiar foarte ok, dacă îl pui la punct, merge bine, bine mașina. Adică eu am venit azi noapte cu ea, am ajuns pe la 5 la Craiova, am venit cu ea de la Buzău, și mi s-a părut foarte ok mașinuța. Am depășit câteva camioane, câteva le-am mers în general pe naționale.
a fost foarte ok. Nu am mers cu aceu pornit pentru că am mers noaptea, dar și cu aceu pornit se descurcă. Cu cea veche, cu cea de avansul din Italia, atunci am fost până la Alexandria la un moment dat și am mers destul de bine mașinuța, măsui, pentru e ușoară, e mică, nu știu pe autostrăzi cum se descurcă, că fiind mică, te mai suflă tirul, știi? Adică mașinile mici, în general, sunt bune pentru în oraș sau o navetă pe un drum național. Pentru drum prelungit de autostradă, luați-vă altă formă de mașină, altă clasă de mașină, da? Ca să aveți o siguranță și un confort și un... să nu vă obosească foarte mult drumul, să zic. Așa? O capacitate cilindrică, o putere, să zic, dacă sunt mai multe variante la un motor, cum sunt, să zic, nu știu, 2000 motorină, îți vine cu 110 cai, 140 de cai sau 170 de cai, cum e la Volkswagen, da? Bine, acum sunt și până la 200. Tu vrei într-o anumită plajă de putere. Vreau numai mașini cu 100, între 160 și 180 ca să le prinzi pe la 270 de cai. Dacă tu vrei să faci asta, să-ți faci o căutare mai ușoară, o să vezi că pierzi foarte multe mașini. De ce? Pentru că multă lume nu dă atenție. Când pune un anunț, bă, ce an e? Nu contează, pune acolo. Și poate scrie în loc de 2009, scrie 2019. Și atunci nu mai găsești mașina. Pe tine te interesează mașina, atunci ai scris la anunț, da? Poate că greșește capacitatea cilindrică. În loc să scrie 1995, scrie 1599. Na, tu cauți numai alea cu motor de 2000, o vezi pe asta și care motor de 1.6. Nu e bună. Nu te mai uiți la ea. Sau nu mai vezi dacă ai filtrul ăla băgat. E destul de dificil și îți consumă destul de mult timp. Adică așa, la o primă vedere, pare simplu, dar dacă e să stai, să cauți, să vrei să găsești absolut fiecare mașină, o să vezi că e destul de complicat. Bine, ca orice lucru, dacă vrei să-l faci bine, e mai greu de făcut. Da? Pozele. Tot așa. Vezi anunțuri, mamă, două poze și alea făcute, ba prea de aproape, ba prea de departe. Nu vorbim aici de aia care vor să ascundă ceva. Vorbim de oamenii care pur și simplu vor să-și vândă mașina și nu se gândesc să facă și o poză mai de Doamne ajută. În ziua de astăzi, cam toți avem telefoane cât de cât ok. Adică și un telefon de buget de 500 de lei are o cameră cât de cât să poți să faci o poză. La soare, când e lumină bună, afară, fac toate poze cât de cât ok. Hai că în interior, la lumină artificială, e mai greu. Dar poți să faci o poză cât de cât. În caz că pui poze cam amărâte în anunț, dacă te sună omul, domnule, uite, am un dubiu, mi se pare că e lovită în prag mașina acolo. Vă rog, faceți-mi și mie o poză mai de aproape acolo. Sau un video sau ceva. Am întâlnit vânzători care au vrut să facă treaba asta. Dar alții care au, nu știu, domnule, eu să fac poze, treaba ta, dacă vrei să vii să o vezi, o vezi, dacă nu, nu. Și de multe ori nu m-am dus. Adică i-am spus viitorului proprietar, i-am spus, domnule, uite, drumul până acolo costă atât. Vrei să investești 400 de lei, să zic, ca să afli ce e în poza aia? Că e vorba, până la urmă, de un calcul simplu aici, da? În momentul în care te apuci de căutări, tu zici, da, domnule, uite ce, bă, eu vreau numai așa, numai așa, numai așa, nu vreau culoarea aia că nu-mi place, nu vreau interiorul așa că nu-mi place, vreau neapărat să aibă navigație de judecare, mă rog, chestii de așa. După ce cauți vreo săptămână, o lună și iei numai țepe și pierzi timpul și banii, da, o să vezi că începi să renunți la fițe și zici, aia, las că merge și roz, las că o vopsesc eu după aia sau las că e rozul la mod acum. Nu mai e o problemă faptul că e roz mașina. Da. Modalitatea de contact, iarăși e o problemă. Oamenii pun număr de telefon sau pun o adresă de mail sau așa la care nu răspund. Sun la telefon, nu răspunde nimeni. Ok, înțeleg, ai telefonul la încărcat, ești la duș, ești la WC-ul, mănânci, chestii de ăștia. Vezi după aia că te-a sunat cineva, nu suni, dumne, am avut un apel, ce doriți, chestii de ăștia. Nu, eu am întâlnit anunțuri la care suni, nu răspunde nimeni. Trimiți mesaj pe site-ul ăla unde e de vânzare, prin mesageria site-ului, tot la fel nu răspunde nimeni. Nu știu, sunt anunțuri false, sunt oameni dezinteresați, sunt oameni disperați. Eu am auzit de oameni care nu răspund la numere străine. Da? Deci, dom'le, dacă n-am numărul în agendă, nu răspund. Păi da, dacă pui ceva de vânzare, e clar că nu vei avea numărul în agendă, că nu o să te sune numai rudele și prietenii să o cumpere, nu? O să te sune oameni străini, practic. Da?
Am mai văzut situații în care sunt prin parcuri mașini matriculate de România și când vorbești cu cei din parc spun, da, domnule, e mașină lăsată de cineva, acum ar veni în consignație, adică să o vândă cei din parc. Poate că este și asta o soluție, dacă tu știi că tu nu ai timp. Am întâlnit situații în care am sunat la, nu știu, la 10 dimineața. Da? N-a răspuns nimeni, m-a sunat omul seara la 7. Domnule, o să iei la servici nu avem voie cu telefoane, acum ajuns acasă la telefon, văzui apelul. Păi da, da, atunci scrie în anunț. Eu pot să fiu contactat numai între orele cu tare cu tare sau lăsați-mi mesaj și vă sun eu. Sau dă numărul unui prieten, unei rude, da, care poate să spună. Da, domnule, nu este mașina mea, eu mă ocup de comunicarea pentru acest anunț. Dacă doriți mai multe informații sau să veniți să o vedeți, discutăm cu proprietarul și vedem cum putem să aranjăm. Am mai avut situații în care nu puteau să-ți arate mașina decât noaptea sau în weekend. Păi eu noaptea nu pot să văd foarte bine o mașină, unul la mână, și în weekend nu am cum să o cumpăr, pentru că în România, pentru a cumpăra o mașină, e nevoie să faci niște contracte de vânzare-cumpărare, pe care poți să le faci și tu, nu e asta o problemă, dar pe care trebuie după aia să le înregistrezi la primăria de unde aparține cel care îți vinde mașina, ca să radieze, să o scoate din evidență de la el. Da? Ei, tu, cumpărător, practic, nu ai ce să faci, că multă lume zice, lasă, dumne, n-are nimic, că îți trimit eu fiscalul, cum era cu fiscalul înainte, da? Că îți trimit eu fiscalul după aia, sau mă rog, că ștampilez contractele și să le trimit după aia prin poștă. Păi da, da, eu nu am nicio certitudine, practic, pe treaba asta, adică eu îți dau banii pe mașină, plec cu ea, în primul rând că nu prea e legal să pleci cu ea, da? Că tu nu ai niciun drept asupra mașinii, hai să zic că îți faci un contract pe care le iei după tine, da, neștampilat la primărie, dar contractul ăla neînregistrat nu are mare lucru de valoare. Adică pot să-mi fac și eu, da, fur o mașină de pe stradă, iau actele din torpedo, văd că e pe numele Popescu Ion, îmi fac un contract de vânzare-cumpărare la fals, da, acolo pe loc, semnez și îl pun în torpedo. Îmi treabă cineva, da, cumpărai mașina acum, nu? De-aia zic, sunt anumite chestii de care trebuie să fiu cât de cât atent, la care trebuie să fii cât de cât atent. Mai e o problemă dacă vrei totul să cumperi mașina, pe unde poți să o probezi, pe unde poți să te uiți la ea. Pentru că ideal ar fi să ai un elevator. Da? Pe elevator e altceva, adică mașina pe elevator, poți să te uiți din orice unghi, poți să miști de roți, poți să tragi de ele, poți să învârți, poți să ele. Nu căutăm să cumpărăm o mașină nouă. Da? Mașină nouă să vină reprezentanță, cu 0 km costă 20.000 de euro, stai un an după ea. Noi cumpărăm mașini vechi, într-adevăr. Nu poți să fie absurd să zici, domnule, uite, de ce are uzură într-o bucșă, de ce uruie un rulment, de ce? De ce? Pentru că omul n-a mai băgat bani, ea că știa că o vinde, da? Dar te interesează să poți să ajungi acasă. Uite, mașina asta, de exemplu, are un uruit pe spate. Am simțit zgomotul de la proba de drum, da? De la test drive. Și am zis, domnule, dacă poți eu să mă uit la ea, da, domnule, nicio problemă, este un serviciu la câteva case de mine, cei care s-au și ocupat de reparat mașina, putem să mergem acolo. L-a sunat pe ăla, bă, putem să ridicăm și noi mașina pe elevator 5 minute. Da, domnule, nicio problemă, veniți aici. Au scos oamenii mașina, două aveau acolo, am băgat noi mașina pe elevator, mișcat și de roți, zice băiatul ăla, da, domnule, vezi că e pe spate rulmentul, știam de el, dar dacă vrea să o vândă, nu l-a mai făcut. Ok, zic, roata fulează, se mișcă? Nu, domnule, nu se mișcă roata. Dacă nu se mișcă roata, nu se încinge, că noi focusem un test cu ea, pusese mâna pe jantă, nu se încingea, nu se încinge în roata, doar are un zgomot, e clar, e la început rulmentul și cred că pot să ajungi cu el acasă. Da? Eu nu am mers foarte tare cu mașina asta, tocmai din cauza asta, pentru că am avut cauciucurile pe față cam amărâte și rulmentul ăla pe spate, așa că am zis, bă, mai bine merg încet, să ajung acasă, pot să o repar. Dovadă că acum am piesele acolo și o să repar după ce termin cu înregistrările, poate vă arăt și cu rulmentul ăla. Că nu e mare filozofie schimbul rulment. Așa. Mai ales tipul ăsta de rulment. Da, aia. În alt video. Așa. Dacă nu este disponibil un elevator, măcar o groapă, un șanț. Am văzut mașini inclusiv la groapa de inspecție a vămii. Da, am cumpărat o mașină de la Calafat, Călencurc, da, unde e podul cu Bulgaria. Și cel care ne-a vândut mașina era ceva de pe la vamă, probabil, așa. Bine, și samsar în timpul liber, că, na, normal, era păcat. Și l-am întrebat dacă ne putem uita pe sub ea, a fost cam reticent omul. Și am zis, dom'le, până la urmă, eu tot mă bag sub ea, că de-aia mă luară oamenii ăștia, da? M-au luat niște prieteni,
Hai bă, să ne ajuți că tu știi cu mașinile, să ne uităm la mașină. Ok. De-aia mă luau oamenii ăștia de acasă. Eu mă bag și o mașină. Să nu mă bag și eu, că sunt și eu un bătrân. Pe eram puțin mai tânăr, dar eu bătrân am fost de fabrică. Așa? Sunt și eu un bătrân, mă mai târăs pe sub mașină. Hai să ne băgăm undeva, să o ridicăm măcar pe o bordură undeva, să pot să mă ușor mai bine. Și bine, domne, hai că mergem la mine la servici, că avem groapă probabil pentru verificat să nu ai ceva ilegal pe sub mașină, mă gândesc. Era un canal, băgam mașina acolo, m-am băgat în canal, m-am uitat, oricum nu puteai să vezi mare lucru. Era vorba despre un Passat relativ nou, cred că 2015 plus. Și era pe sub el numai scuturi, numai n-aveai ce să vezi mare lucru. Oricum a fost ok mașina, au ținut oamenii câțiva ani și pe urmă au vândut-o chiar mai scundere de o cumpărat-o. Pentru că au apucat să se scumpească mașinile, nici n-au mers foarte mult cu ea. Că o luaseră ca mașină de vacanță, au venit situațiile care au venit și n-au mai plecat multe vacanțe cu ea. Și atunci și-au dat seama că n-au nevoie, au vândut-o și acum au niște mașini mai mici pentru nevoile pe care le au curente, da, în oraș, să ducă la serviciu, la facultate, la școală, mă rog, fiecare ce face cu mașini. Da, o să ziceți, de ce nu avem soluții, de ce avem doar plângeri? Nu știu ce să vă zic. Încercați și voi să vă puneți să aveți o empatie, da, să vă puneți în pielea celui care se uită la acel anunț și care vă sună. Știu că sunteți și voi obosiți, da? Poate pui un anunț de vânzare, stă mașina o lună, nu se vinde, se deactivează anunțul, trebuie să faci alt anunț, mai plătește promovare, mai pune și pe alt site, completează, iară pierzi timpul. Corect, ai dreptate. Dar poate că nici tu n-ai pus-o să o vinzi. Adică, poate nici anunțul tău n-a fost extraordinar de bine făcut, prețul tău poate a fost un pic cam aiurea, poate că nu ai pus bine în valoare avantajele pe care le are mașina ta. Că, na, tu o să zici, mașinile ăștia sunt de la 3200 la 4500 de euro, da? Ok, tu nu o să o pui 2000 de euro, decât dacă e, nu știu, răsturnată sau coaptă de rugină sau ceva de genul. Dar, dacă o pui în partea de sus a intervalului de preț, ar fi bine să faci niște poze mai explicite, să spui, uite, da, dom'le, mașina mea e impecabilă, am avut grijă de ea, am facturi, am dovezi că am schimbat aia la ea. Eu consider că merită mai mulți bani, merită să fie în partea de sus a intervalului de preț. Pentru că multă lume pune anunțurile, să zic, la pescuit, așa zice, lasă-le, dacă mi ies banii, o vând, dacă nu, nu o vând. Mi se pare că sunt mulți cam nehotărți. Că, până la urmă, dacă cineva ar vrea să vândă o mașină și altcineva ar vrea să o cumpere, eu zic că s-ar putea înțelege cumva, adică, da, dom'le, ok, nu poți mâine, poate poți peste două zile. Vedem cum facem, cum ne întâlnim, cum vedem mașina. Nu ne înțelegem la preț. Uite, doi, mai lași și eu, mai pui și tu, mai nu știu ce. O rezolvi. Adică și tu dacă îți dorești o mașină, să zic o mașină de 3.000 de euro, da, nu mai stai în 100 de euro, că e cât? 3% din valoarea mașinii. Da? Pentru 3% din valoarea mașinii să pierzi o mașină pe care ți-o dorești, nu cred că are rost. La fel, cel care o vinde, stai să vinzi mașina și după aia pentru 3, 5, 8% din valoare nu vrei să o dai. Adică puneți un preț din care să poți să mai lași sau, a, bineînțeles, dacă scrie acolo mare prețul fix, e prețul fix. Nu suna, nu-ți convine prețul, scrie prețul fix, nu suni. Nu încep cu, dom'le, să-ți dau un porc, îți dau jumate din bani acum, îți mai plătesc după aia peste o lună. Eu am avut situații în care lumea a primit telefoane de genul ăsta. Da? Dom'le, că n-am toți banii, că să-ți las arvună, că să-mi dai mașina, că să-ți fac o chitanță de mână, că îți dau banii după aia, bă, vrei, să fim serioși, cum să faci așa ceva cu oameni pe care nu ai văzut în viața ta? Mă rog, sunt... lucrul cu publicul e periculos. Da. Ce să vă zic, nu vă recomand, da? Eu de fiecare dată când cumpăr o mașină din România sau până la urmă și din partea altă, rămân așa cu un gust amar, nu știu cum să zic, adică întotdeauna e ceva nu chiar cum trebuie. Eu am avut noroc cu mașina asta, o să fac un video separat despre achiziția mașinii și am avut noroc cu mașina asta, e mașina cât de cât ok, are niște defecte, bineînțeles că de-aia am luat-o și eu, de-aia și vândut-o fostul proprietar, dar a fost om cât de cât ok, mi-a dat și o rată de rezervă, mi-a dat și ăla, kitul de pară ce era prin portbagaj pe acolo, că fiind cu gaz de fabrică, nu a avut roată de rezervă în gaura roții de rezervă, acolo e butelia. Probabil că roata aia a fost pusă după aia, cu tot cu kit de pară, cu compresor, cu cric, cu cheie de roți, tot ce trebuie sunt în portbagaj. Din păcate se cam mișcă pe acolo, dar o să improvizăm noi ceva acolo, un fel de gentuță, să le punem pe toate,
să nu mai facă zgomot, le mai îndesăm cu cârpe pe acolo și rezolvăm noi cumva. Da. Deci, mult noroc în căutările voastre de mașini, dacă vă pot ajuta cu ceva, găsiți acolo în descriere adresa mea de contact și scrieți acolo în comentarii ce experiență ați avut în piața auto din România, recente sau mai de demult, de la mai pe vremea mea, cum îmi plac mie. Da? La revedere!